Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine la emisiunea mea Online Story. Astăzi vom vorbi despre cel mai frumos eveniment al acestui weekend. Adelina și Radu Dragne își vor boteza fetița pe micuța Zeynep Eva Mihaela, iar alături de mine, cu doar puțin înainte de a intra în biserică, o am pe nașa Cristina Dorobanțu. Bună, Cristina! Bună, îți mulțumesc tare mult pentru invitație! Da, cu lacrimi în ochi am deschis trusoul fetiței, pentru că am visat la ce mi se întâmplă astăzi și am visat de mult și am visat peste hotare și am promis că unesc suflete și am făcut-o. Sunt mândră, foarte mândră. Am spus că nu plângem astăzi, dar se pare că amândouă suntem emoționate și eu voi fi prezentă la acest eveniment. Țin foarte mult la cei doi părinți și mă bucur că atât eu cât și tu ai fost părtașă la cele mai frumoase momente din viața lor. O, Doamne, am fost la cele mai frumoase și la cele mai puțin frumoase. Am luat parte la tot ce înseamnă povestea lor de dragoste până când s-au unit. Și a fost extrem de interesant. Parcă a fost lupta mea. Și nu doar în ceea ce îi privește. De copiii mei sunt mândră de toți. Și îmi scriu mare parte dintre ei și le-aș fi oricând alături. Pentru că oamenii aceia, la momentul la care se aflau alături de mine, departe de țară și departe de cei dragi, și ei luau parte la visul meu. Da. Ce vis frumos, Cristina. Un vis care spuneai astăzi și puțin mai devreme că s-a împlinit. Da, s-a împlinit. Dorit. Enorm. Uite, să botezi copilul unor oameni pe care i-ai susținut, i-ai apreciat și i-ai iubit, pentru că tu ai pus și pui suflet în tot ceea ce faci. Am spus-o de foarte multe ori și am să spun în continuare, e rușine să fii mândru, dar sunt atât de mândră că am putut să fac ceea ce am făcut. Sunt atât de mândră că astăzi o să am în brațele mele un copil care s-a născut din dorința mea de a uni părinții lui. Când o să crească Zeynep mare și mă va înțelege, am să-i spun că nașa i-a unit pe părinții ei. Abia aștept momentul acela. Mi-am dorit enorm să fie așa. Și o să spun la nesfârșit. Îmi vine să spun în continuu că sunt extrem de fericită. E prima ta finuță? Nu, mai am multe perechi de fiini pe care iubesc la fel de mult ca și pe ea. Dar când mă aflam în fața lor, a concurenților mei, tot timpul spuneam: uniți-vă, iubiți-vă, pentru că iubirea e mai puternică decât orice. Pentru că atunci când ești iubit și oferi iubire, ai sănătate, ești fericit, radiezi, se întâmplă lucruri bune. Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viața aceasta este să nu fii iubit. Și am vorbit și am să vorbesc la nesfârșit despre iubire, pentru că mă fascinează. Mă fascinează să trăiesc, să simt, să inspir, să citesc despre iubire. Da, ce frumos! Eu doar dacă mă uit la tine, te cunosc de foarte mulți ani, lumea știe că noi suntem destul de apropiate și eu am crezut nu numai în tine ca persoană și în visul acesta pe care îl aveai de atunci și s-a îndeplinit acum. E foarte frumos felul cum gândești și cum au evoluat lucrurile și cum Dumnezeu le-a așezat ca să fie acolo, să fii tu cea care să ai acel copilaș în brațe. Copilașul acela, Eva Mihaela și Zeynep. Da, nu știu, mie îmi place să-i spun mai mult Eva Mihaela, parcă sună mai bine. Tu ai fost cea care ai știut prima. Ei au ținut secret faptul că Adelina este însărcinată. Și atunci când au venit aici în studio și au arătat tuturor faptul că ea este gravidă, și m-am bucurat foarte mult că au făcut-o în exclusivitate la noi, în studio, la Online Story, mi-au povestit că pe tine te-au sunat prima dată. Iar Adelina este atât de apropiată de tine încât toate cuvintele pe care le spui o fac pe ea să plângă mai mult decât plângem noi aici în studio. Oh, Doamne, în biserică nu știu cum îmi va fi. Am zis că nu o să plâng, dar n-am să pot. Da, le-am spus tuturor. Și o spun în continuare și mi-o asum.
dacă din mâinile mele se vor naște copii, dacă din dorința mea de a uni suflete se vor crea familii, eu oricând, în orice context, le voi fi alături. Am promis pe malurile Bosforului că asta se va întâmpla și iată că acum voi lua parte la botezul acesta în fața lui Dumnezeu. Cum ai reacționat când te-a sunat Adelina? Radu m-a sunat. Radu. De el fapt, e cel care dă toate veștile, să știi. Exact, capul familiei. Nici măcar nu m-a sunat, mi-a scris pe Instagram, sfios. Știți, domnșoara Cristina, Adelina este însărcinată, dar nu știm ce va fi. Felicitări, Radu. Și după o perioadă de timp m-a întrebat, îndrăznesc să vă întreb dacă vreți să ne fiți nașă. Și m-am bucurat enorm. Cum să nu vreau să botez un suflet sfânt? Copiii sunt dați de Dumnezeu. Normal. Așa este. Și el a rezultat în urma unei povești foarte frumoase de iubire, în care practic nici nu credea nimeni. Nimeni. Nu. Nimeni nu credea în Radu și Adelina. Chiar râdeam mai tot timpul când îi vedeam, pentru că eu am zis, și nu doar eu, ci parte din echipă, că ei cu siguranță se vor potrivi și mai mult decât atât cred că vor rămâne, Doamne ajută, cu siguranță vor rămâne toată viața împreună. Și nu o spun întâmplător, o spun pentru că Adelina, deși nu pare, știe să pună piciorul în prag atunci când... E mai puternică decât Radu. Exact, atunci când este cazul, drept dovadă, Radu, acest puștan neînțeles de către fete, a reușit să fie băgat în casă la propriu de către Adelina. Lucru de admirat. Da. Bravo, Adelina. Sper să fie și Zeynep la fel de puternică precum mama ei. Și la fel de ambițioasă precum tata. Așa e. Cert e că este foarte frumoasă. Super, și în sfârșit oamenii o să vadă astăzi. Ei au spus că au ținut-o departe cumva de fotografii, de imagini pe adresele de socializare, fiindcă ținau cu strictețe la tradițiile acestea. Dacă după ce va fi botezată, se vor mândri cu ea în fața întregii lumi, așa cum au fost ei deschiși întotdeauna. Niciodată nu au avut viața într-un sertar al lor. Și în fața tuturor și-au exprimat toate opiniile și toate sentimentele. Da, ceea ce este de admirat. Nu multă lume poate să facă asta, din păcate. Astăzi, da. Dacă o să plâng și nu o să comunic, lucru care nu prea îmi stă în fire, rog să fiu înțeleasă și rog să mi se accepte momentele de tăcere, pentru că mi-am propus ca în timpul slujbei să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Pentru ce țin în brațe, pentru ce am trăit și pentru ce voi trăi. Sunt un om norocos. Așa e, înseamnă că în biserica aceea din Țicleni, locul de unde provine Adelina, Cristina Dorobanțu va fi acolo nu numai cu fetița în brațe, ci și cu Dumnezeu deasupra și va încerca să comunice cu el în felul ei, nu-i așa? Tot timpul sunt cu Dumnezeu și mi se spune foarte des de către diferite persoane că sunt un om prin care trec foarte puține lucruri. În sensul în care m-a avut foarte mare noroc, poate credința m-a ajutat. Nu mi s-au întâmplat multe, foarte multe lucruri rele în viață. Iar cele care m-au doborât uneori, că se mai întâmplă să am și eu momente în care mă simt dezamăgită, dezorientată, am putut să le duc pe picioare, cu brio. Lucru care înseamnă că sunt un om puternic. Și din nou mă întorc la Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare dimineață și în fiecare seară. Ești pregătită, ai spus, sufletește pentru eveniment. Ești pregătită și pentru lacrimile pe care o să le dai. Ai emoții să o ții în mână pe fetiță? Sunt foarte multe situații în care nașii parcă au acele emoții. Preotul o va lua și o va băga cumva în cristelniță pe micuță. Am rugat să îi se pună fetiței, a fost singura mea dorință, să îi se pună fetiței apă doar pe cap. Adică să nu fie introdusă în cristelniță, da? Da,
nu spun ce, că... Mi-e teamă. Ți-e teamă? Mi-e teamă. Adelina a fost de acord cu lucrul acesta. Înțeleg că a vorbit cu părintele. Mi-e foarte mare teamă pentru că am citit foarte multe lucruri, pentru că am trecut și eu printr-o experiență de genul acesta și prefer să stau liniștită. Cât despre Zeynep, nu mi-e frică să o țin în brațe. Am fost pe la ei în vizită, am ținut-o în brațe, Doamne, eu de o frumusețe. Și cu minte, foarte cu minte. Și noi am fost în vizită la ei și mi s-a părut un copil extraordinar de atașat de oameni, așa de deschis. Deci nu ai teama asta. Seamănă cu taică-su. Seamănă cu taică-su, da. Seamănă și fizic cu taică-su și, repet, oamenii o să vadă astăzi. Cum te vei îmbrăca, Cristina? Cum vei arăta? În alb. În alb mă voi Are îmbrăca. O semnificație decizia ta de a te îmbrăca în ceva pur? Această culoare albă? Dacă ar fi să aleg din toate culorile din lume, aș alege tot timpul non-culoarea alb și poate blu. Culoarea purității și a cerului. Pentru că eu cred foarte mult în diferite lucruri care semnifică ceva anume și cred că omul trebuie să aibă țeluri care să atingă cerul și să fie pur și să se roage pentru a putea să le obțină. Foarte frumos. Și foarte frumoasă, sunt sigură că îți va fi ținută. Cum de altfel cred că ai pregătit trusou, știu că l-ai gândit în cele mai mici amănunte, iar eu am marea curiozitate să văd ce ai gândit tu, cât de minuțiozitate există în ținuta micuței Zeynep Eva Mihaela. Vreau să ne-o prezinți și nouă, pentru că așa trebuie să fie, să stea lucrurile. Nașa, cea mai frumoasă nașa, să ne arate cum o va îmbrăca pe cea mai frumoasă finuța ei de astăzi. Ne arăți, că eu sunt foarte curioasă să ne prezinți trusou. Îți arăt după ce voi spune că toți finii mei sunt superbi, am noroc, sunt frumoși, Doamne! Sper să-mi dea și mie Dumnezeu într-o zi o fetiță superbă. Vrei să ai o fetiță? Da. Dacă ești atât de apropiată de Dumnezeu, sunt ferm convinsă că visul tău de a avea o fetiță, așa cum visul tău de la Istanbul, de pe malurile Bosforului, s-a îndeplinit acum, cu siguranță se va îndeplini și puțin mai târziu pentru tine. Și voi fi și acolo să văd, să mă bucur de lacrimile pe care le vei vărsa și în acel moment, sunt ferm convinsă de lucrul. Doamne, da. Ne va arăta trusou Cristina, dar vreau înainte de a vă prezenta ea cele mai minunate hăinuțe pe care le-a pregătit pentru Zeynep Eva Maria, să vă spun că astăzi va avea loc botezul micuței la Țicleni. Veți avea la noi pe site-ul Wow News tot felul de amănunte de acolo, de la fața locului. Vom fi prezenți să vă redăm imagini spectaculoase de la biserică. Vom vedea dacă bebelușul va fi băgat sau nu în cristelniță. Vom vedea ce se va petrece la restaurant, dar cu siguranță vom vorbi cu protagoniștii acestui eveniment special. Eu vă pup acum, vă dau întâlnire în orele următoare și o voi lăsa pe Cristina Mihaela să ne prezinte tot ce a pregătit pentru Zeynep Eva Mihaela. Rochița, vreau să vă spun că este deosebită, în sensul în care mi-am dorit foarte mult să fie albă și mai mult decât atât am rugat pe cei de la brandul care au făcut-o să mi-o facă de la zero, să nu mai existe nicio rochiță precum este aceasta. Aici am tot ceea ce-mi trebuie pentru un botez, am dresulețe, am acești bătășei care sunt absolut superbi, am bentiță, aceasta este căciulița. Ia să vă arăt rochia. Rochia are trenă, dacă vă vine să credeți. Da, e superbă. Am visat să țin o fetiță în brațe, îmbrăcată într-o asemenea rochie. Hai să vă arăt ce am și aici. Am dorit să personalizez toate lucrurile pentru fetiță. Aici am prosop.
Aici am păturică. Ia uitați. Ce drăguț. Un alt prosop în care se vorbește despre prințesa zilei, Zeynep, cu data la care va fi botezată. Aceasta este sticluța pentru mir. Însă pune-l în formă de înger. Batistuța, cu inițialele prințesei. Și aici, după ce preotul o va scoate din cristelniță, și am să fiu sigură că pentru tot restul vieții am să fiu una așa lui Zeynep, am să o prind acolo în fașa aceea.